Bitcoin pică dramatic înapoi la 60k și există un singur om pe planeta asta care te-a avertizat încă de la sfârșit de septembrie, doar că nu mai vrei tu să-ți aduci aminte, pentru că ești un nenorocit. Nu doar pentru asta, ești un nenorocit pentru că ai ales să-ți investești banii în monede virtuale. Ai decis în loc să pui avansul pentru un credit ipotecar pe 30 de ani și să ai acoperiști asupra capului, să nu mai plouă în gât. Ai decis să te pe ei de bani și să zici, bă, mă duc în monede virtuale, că pare că-s de viitor. De asta ești în primul rând un nenorocit. Dar, acestea fiind spuse, nu te jude cu nimic, pentru că sunt în aceeași oală cu tine. Același lucru am decis și eu acum 4 ani de zile și regret amarnic. Îmi vine să umplu o față de pernă cu baterii moarte și să mă bat cu ea. Mai bine mă ungeam cu grăsime pe tot corpul și mă băgam în cușca leilor. Mai bine luam covorul din casă și încercam să mă arunc de la etajul 6 să văd dacă zbor cu el. Era mai safe. Dar după ce ai mus nu mai poți să bagi laptele înapoi în uter, așa că mergem mai departe. Trebuie ca de aici să facem o chestie la modul ăsta și blană impulsiv, foarte, foarte rapid în decurs de zile. Dacă nu se întâmplă asta, avem o rezistență majoră și probabil că trebuie să mai retestăm niște chestii în jos, da? Nu știu până unde putem să mergem. Am pe tavă și 59k, am inclusiv și 55k, am inclusiv și 48k. Nu zic nu la nimic în momentul ăsta. E eh. Asta încercat să spun la sfârșit de septembrie, când ți-am zis Bitcoin ultimul pump, eram la 66k. E, pe termen scurt, se pot întâmpla chestii pe care n-ai cum să le prezici cu 100% acuratețe. Există probabilități, tocmai de aia s-a inventat stop ca să nu-ți pierzi banii ca bou. Dar nu un simplu bou, un bou mai special, un bou care mănâncă batoanele de proteine cu curu. Așa că mai departe știm ce s-a întâmplat, da? Din zona asta de 65-66k am început să mergem mai jos. E, acum vedem mau ăsta de 200 pe 4 ore, l-a respins foarte, foarte drăgălaș. Potențial la fel pe termen scurt să avem niște relief pe aici la modul ăsta și după aia părerea mea să ne continuăm în ul De ce? Ți-am explicat în clipul anterior. Mișcarea asta nu a fost altceva decât o bătălie între longuri și shorturi. Hai să lichidăm pe unii, hai să lichidăm pe alții. Aici am lichidat pe ăia cu long, aici am lichidat pe ăia cu short. Pe time frame-ul ăsta mic, îmi place și mie să mai iau trade-uri uneori, la fel cum am plecat cu short aici. La fel cum dacă mă urmăreai și pe Twitter, am postat de atunci, din 26 chiar septembrie. Hai time frame ul arată foarte, foarte bine. Aduți aminte de clipul acum două sau 1, nu mai știu care. Și inclusiv în clipul ăla cu Bitcoin ultimul pump am vorbit de ce urmează după pe high time frame. Pe low time frame am făcut hedge cu un short pe prima jumătate din octombrie. De ce? Prea auzeam pe toată lumea cu October, Pumptober. O să pompăm la fel ca anul trecut exact în aceeași manieră. Q4, cel mai bullish. E, luați de aici un shakeout. Asta preconizam că o să se întâmple cu vreo săptămână înainte să se întâmple. Și asta postam inclusiv la mine pe Discord să le arăt celor din civilizația care mi-a pășit pragul. M-a ales drept oracol. Că variant varianta mega bullish era ce spuneam și ție în vlogul anterior și anume să vedem o volatilitate în scădere de ei și după aia pump major, dar ăsta nu este scenariul meu principal, scenariul ăsta mega bullish, încă o dată, pe termen scurt, încă o dată, de aia să inventa stop loss-ul. Încă o dată, dacă nu crește, scade. Ai dreptate, ești special. Deci asta încercam să ilustrez. Nu neapărat zona, ci neapărat faptul că o să vină. Și suportul major principal eu îl văd în zona de 55-56, nu aici la 60. Sau dacă vine o cascadă de lichidări, pentru că lumea vrea cât mai repede să pornim în Q4 cu cât mai multe longuri posibil, s-ar putea să vedem o cascadă de lichidări masive și să mergem către 48K, adică sub buicul Da, este și asta pe tavă. Da, mi-am pus banii ca Bet, da, mi-am pus și stop loss, pentru că nu știu 100% sigur dacă nu cumva mergem un pic mai sus după aia. Să-i lichidăm și pe short -ary. Înțelegi, este mult mai greu pe termen scurt. Dar, pe high time frame, asta este direcția. Este direcția pe care o avem încă din 2022 de la final și încă este pe tavă, nu s-a încheiat părerea mea. Părerea mea de oracol de tech -Digger. Dacă vrei și tu pe Discord, îți las l la sfârșit, ai răbdare. Acum hai să mergem pe chart, da? Vedem unde suntem. Astăzi noapte, în timp ce se pompează niște știri despre război, despre Israel și Iran, știi adică se face propagandă de război. Chestie care se face de când lumea și pământul, nici măcar nu ne-am cu noi. Se făcea propagandă de război inclusiv pe vremea romanilor. Așa trebuie să se facă. De ce? ca lumea să fie atentă într-un singur loc. E eu și cu prietenii mei virtuali sau imaginari, pentru că în asta investim în monede de imaginare, nu? Care în loc să ne semnăm sentința pe 30 de ani în spațiul de credite, unde cumperi pereți să nu-ți gât, am decis să ne semnăm sentința pe mai puțini ani. Că dacă e să ne luăm un pul, să nu fie slow pe 30, să nu fie jumătate de viață de om, mă, vreau să fie repede și să știu cum am înșelat. Așa că ciclul ăsta o să știm. Ne-am înșelat sau am făcut o grămadă de bani? Vedem. Deci vedem cum pe termen scurt aici, pe 4 ore, hai să mai punem și pe o oră, că na, tu faci bani pe cear de un minut am auzit. Ei, fake realiuri de genul ăsta se pot întâmpla. Trebuie să mergem chiar și și mai sus, să luăm chestia asta care era suportul din odinioară, să luăm rezistență din nou, Da, mi-aș pune banii din nou la un short aici. Exact cum explicam și aici, aș lua shortul ăsta 9 din 10 ori. A 10 -a din 10 oară ar trebui să fi văzut chestia aia așa și n-aș mai fi luat short. Când ăștia o să facă la modul ăsta așa. Ți minte ce vorbeam inclusiv în clipul anterior și prețul merge mai jos și face chestia asta și ăștia o iau ușor un șor în sus, atunci este posibil să se marcheze niște divergențe foarte, foarte buliși și să reluăm trendul în sus. Până acolo, părerea mea e că mai avem. Mergem și pe un 4 ore, mergem măzgăliturile astea infecte, la fel și aici. Vedem cum plecăm de aici, după aia ne întoarcem un pic și formăm niște chestii. Vedem. Și deci da, chiar dacă acum avem un mini pump și putem să vedem o chestie de genul ăsta, tot pe short aș fi. Și încă o dată, nu sunt trader. Iau shorturi sau longuri doar când văd oportunități, cum am văzut de aici. De aici am început să văd oportunitățile. Ia uite, ăștia mergeau în jos, aici la fel. Chiar dacă mi s-a luat primul stop loss de aici, aici m-am chinuit și am stat cu shortul ăsta și parcă nu vroia dracu să duc o dată în jos. Până a venit chestia asta și le-am repornit pentru același motiv pe care ți-l explicam în clipurile anterioare. Deci, poziția mea în piață în momentul ăsta. Sunt spot 99% Exact cum îți explicam Pentru că mă uit La time frame-ul mare Asta este direcția pe care o văd Și nu văd să ne oprim aici Chiar dacă Încă o dată Vedem chestia asta Și de-abia mai încolo Pompom pom. Nu mă interesează când se întâmplă Sunt pregătit să aștept Momentul când se întâmplă Când se întâmplă La fel și cu monejile mele Da? Spot și aștept. Și uite ce ziceam în clipul anterior, ăsta înainte de ăsta, adică gen ieri. Bitcoin când o să înceapă să facă chestia asta și să plece în jos către targeturi, altcoin se vor ține mai bine. Ai reținut chestia asta? uite te la Dog with Fat. A pompat mai mult decât Bitcoin și a făcut un dump și o revenire mult mai rapidă versus Bitcoin. Observi? Cred că se observă, nu? Se observă diferența? Deci alțurile se țin mult, mult mai bine. Uite, 10X-ul. Eh. Eagle nu prea. ACH, Alchemy Pay, la fel. Revenire mult mai spectaculoasă și dump pare că nu a fost dump. Asta ți explicam în clipul anterior. De ce? Pentru că dominanța Bitcoin nu mai are upside mult. Și uite, același lucru se construiește și aici. Vezi, o ăștia acum se manifestă. Avem higher highs și lower lows aici pe ei. Da? Se observă. Dacă dăm și pe weekly, de exemplu, la fel și aici se face exact același lucru. Ăștia merg în jos, da? Ăștia merg în jos, dominanța merge în sus, într-un rising wedge, care poate să mai facă o chestie la modul ăsta și de-abia după aia să facă așa. Vedem, însă upside-ul, încă o dată, este foarte, foarte mic. Avem upside foarte mic, deci asta înseamnă că alțurile se vor comporta mai puternic în perioada următoare. Fie că Bitcoin pompează sau face dump. Iar pe termen scurt, gen o oră, 4 ore, poziția mea în piață este de hedge short. Caut să intru pe shorturi cu stop loss destul de clare, shorturile care îmi produc bani, nici unde se duc. Când ajungem la suporți majori, se duc în spot. Bineînțeles, nu pe Bitcoin. Caut setup-uri doar pe altcoin. Nu ți-am explicat de ce nu mai bag bani în Bitcoin. N-am mai băgat bani în Bitcoin. De aici, asta a fost ultima tranșă de Bitcoin pe care am cumpărat-o. Și prima tranșă vândută a fost aici. Public, am făcut chestia asta și pe TikTok, și pe YouTube, și pe Instagram. Am pus public tot. Și încă mi se atrage atenția, da, da, tu prima oară ai cumpărat Bitcoin aici. Da, știu. Și mi-am învățat lecția. și ne-a făcut bani acum, mai nou. În niciun caz, ăștia care îmi zic, hei, tu ai cumpărat aici, păi tu nu știi ce vorbești. Ok, mergem mai departe. Îți fac eu de niște toane de proteine, de alea groase și negre, cu gust de cacao. E, momentan, da, deci momentan, încă o dată, avem niște confluențe pe aici, inclusiv pe ceartul de o zi. Vezi ce frumos a respins de aici din mau ăsta? Extrem de frumos. Dar încă o dată, pe termen scurt, cel puțin luna asta octombrie, până nu văd că se mai cură să din ăștia care sunt prea bullish peste tot și comentează în continuu de all time, hai mâine, 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 Q4, cel mai bullish, toată lumea să facă bani, o să fim bogați, vin alegerile, bla bla bla. Le trebuie niște sperieturi. Da. Și asta cred că le trebuie aici, în zona asta de octombrie. Poate chiar gen să avem prima jumătate din octombrie foarte bearish la modul ăsta, cu fake pump -uri. sperieturi, poate chiar la modul acesta, ca o sperietură. Bă, le-aș da o sperietură ăștia. Încă o lumea pe mine m-a făcut bultard. Mamă, ești prea buliș. Ce prost ești. Da, pentru că mă refer numai și numai la time frame-ul mare. Dar pe termen scurt am grijă la setup-urile astea. În primul rând pentru că vreau să văd oportunitățile. Pentru că vreau să fac bani. Atât mă interesează. Spunem că-s spunem că-s Nu mai de să fac bani. Pe termen scurt aici sunt berici, pe termen lung de aici sunt buliși. Atât de simplu. Sunt un om atât de simplist. Nimic complicat la bicepsul ăsta. M-am născut cu el. Așa că, plan. Luna octombrie, părerea mea este că o să fie la modul ăsta. Până se termină octombrie o să avem volatilitate, dar în principiu trendul pentru mine este un pic bearish. Și n-am nicio problemă cu asta. A doua notă aici, da? Chiar dacă se întâmplă asta pe Bitcoin și merge mai jos, poate mergem chiar și aici, poate ne oprim aici, nu știu, vedem. Văd alțurile în ultima fază de acumulare. Dacă mai țin minte linile magice pe care le trasam să vedem, bă, când ieșim din zonele astea. Păi de ieșit am ieșit. Acum să vedem ce ne mai oferă chartul asta. aici, în timp ce oscilatorii ăștia fac ceva. Fac pe ei din ce văd în principiu, dar avem uh, semne de puternicie pe aici. Chiar dacă încă o dată putem să mai vedem lourile astea, timp ce ăștia fac o chestie la mod așa, buclă și după aia pleacă peste linia asta mediană și văd nimic altceva decât cer senin în continuare în care vedem banii, să vină banii dar nu virtuali. Nu mai avem bani virtuali, ne-am săturat, vrem să pompeze toată dată și să scăpăm dracu de ele. Să mergem în roac ul la pe 30 de ani, că e mai simplu. Nu ne omoară creierii pe termen scurt. Bă, măcar dacă e sclav să nu se simtă în fiecare zi. Împărțim durerea pe 30 de ani, nu pe 3-4 ani că durează un ciclu ăsta în cripto, că ne-am săturat. Dă-ne lanțurile azi. Pompează-ne nouă monedele noastre. Ca să putem să devenim sclavi în altceva care durează mai mult. Dar măcar nu este la fel de dureros ca 10 batoane de proteine fite în M-am auzit că unii bărbați fac. Nu dau nume. Deci cam asta a fost update-ul de piață, să-i spunem așa. Pe astăzi. Ce am văzut pe termen scurt versus ce văd pe termen lung sunt două lucruri total diferite. Și eu personal, prin persoana mea, tratez lucrurile astea diferit pentru că, încă o dată, vreau să fac bani. Pot să mă faci beriș, pot să mă faci buliș și să mă înjuri oricât vrei tu, atâta timp cât portofoliul meu crește în valoare de dolari americani. Voi fi fericit în continuare cu asta. Dacă vrei să înveți Urile pe care ai văzut mai devreme pe Discord și să vii și la noi pe Discord, intra pe notios.io, fă-ți abonament, testează o lună, vezi analizele lunare, că acolo vorbim despre chestiile astea, și pe monede, și pe stock market, și pe Bitcoin, ai prezentarea pe site, vezi exact ce primești. Cam atât am avut de zis pe azi. O să văd dacă mai am bătoare de proteine prin casă. ciao!